În conformitate cu angajamentele asumate de țara noastră față de NATO, dragorul maritim locotenent Dimitrie Nicolescu este integrat în gruparea navală permanentă NATO. De luptă împotriva minelor marine în perioada 28 octombrie-17 noiembrie. Dragorul maritim locotenent Dimitrie Nicolescu a plecat duminică 28 octombrie din portul militar Constanța pentru a desfășura activități de instruire specifice în Marea Neagră. Comandamentul maritim NATO de la Northwood, Marea Britanie, are în subordine patru grupări navale permanente. Două sunt compuse din nave mari de suprafață, fregate și distrugătoare, iar celelalte două din nave de luptă împotriva minelor, dragoare și vânătoare de mine. Acestea operează în zona maritimă de responsabilitate a NATO, inclusiv în Marea Mediterană și în Marea Neagră. Pentru asigurarea securității colective a NATO și pentru descurajarea activităților ilegale și amenințărilor teroriste pe mare, gruparea navală NATO din care face parte și Dragorul Maritim Românesc este alcătuit din 6 nave militare din Germania, Bulgaria, Grecia, Spania și Turcia. Acesta are ca obiective principale descurajarea activităților ilegale pe mare și asigurarea unui răspuns operațional imediat într-o situație de criză. Navele au planificate escale în porturi din Georgia și din Bulgaria, dar vor participa și la exercițiul multinațional bilateral româno-bulgar Poseidon 18. Dragorul maritim locotenent Dimitrie Nicolescu este comandat de capitan comandorul Daniel Gheorman și are un echipaj de 70 de militari cu o medie de vârstă de aproximativ 27 de ani. Activitățile de instruire pe mare cu aliații, precum și exercițiile multinaționale, contribuie la sporirea interoperabilității la nivel aliat și demonstrează coeziunea, solidaritatea și forța alianței pentru asigurarea securității fiecărui stat membru și a alianței în integralitatea sa.